Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Peste 200 de sindicaliști de la Sanitas au protestat astăzi în fața Ministerului Sănătății. Oamenii sunt nemulțumiți de scăderea sporurilor salariale din sistemul medical. Deprecierea monedei naționale continuă. Cursul leu euro a trecut de 4,76 de lei, iar leul s-a apropiat la o sutime de bani distanță de minimul istoric, înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie. După ce plenul Parlamentului a adoptat bugetul în forma lui inițială, în ciuda cererii de reexaminare făcute de Klaus Iohannis, ministrul finanțelor și-a exprimat speranța că președintele va promulga cât mai repede proiectul. Eugen Teodorovici spune că amendamentele opoziției au fost fără rost. Patru bărbați din Brăila au primit amenzi de până la 1000 de lei de la poliția locală după ce au jignit pe Facebook angajații instituției. Amenziile au fost date pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Imagini de coșmar în Venezuela, acolo unde oamenii au rămas fără rețeaua de canalizare din cauza penei de curent. Sute de oameni se înghesuie în canale și la izvoarele naturale pentru a face rost de apă. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.